de Crăciun. Iată vin colindator în seara de Crăciun. Gospodari, fetifișori, în seara de Crăciun, în straii de sărbători, în seara de Crăciun. Colașel din grâu curat, în seara de Crăciun, se de la colindat în seara de Crăciun, în seara de Crăciun. Sfântă împărăteasă, sfântă, sfântă împărăteasă, sfântă, iau-ți mulțumim, gazde aleasă, că-ți primi colinda noastră. Am venit să colindăm pe copchile, să o vedem. Păi de colindă mulțumim și în casă vă poftim. Lisandră, nu zăboji, ia înșinsteaște oamenii, că într-un an cu Doamne ajută, poate-ți ori cânta la nuntă. Să trăiți cât trebuiți și la anul să veniți. Azi sunteți colindatori, poate mâini pețitori. Luați un colașel frumos, cum e fața lui Hristos. Să cinstim cum s-a cuvinii, să avem sărbători senine. Ei, și bine a strâns la un loc, să-i ziceam amuș un joc, că-i treabă gospodărească, neamul nostru să trăiască. Că-i târziu și n-ajungem. Și la anul când venim, sănătoși să vă găsim. Mulțumim din suflet pentru colindă. Vă așteptăm și la anul. Mulțumim, mulțumim. Sărbători cu bine, vă așteptăm și la anul. În finală. Da, foarte frumoasă colinda ta. Mulțumesc. Și le transmitem și noi sărbători frumoase celor care au fost aici alături de Alexandra. Să auzim, Niculina. Este seara o să-mi trebuiască, sunt convinsă, vreo 2-3 batistuțe pe aici. Pentru că sunt convinsă că o să lăcrimez de fiecare dată. Foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult momentul tău. Și că ne-ai adus o bucățică din ce înseamnă Moldova și ce bine ar fi să prețuim mai mult lucrurile astea. Felicitări din suflet, mi-a plăcut. Mulțumesc din suflet. Mulțumim. Mircea Dinescu, vă rog. Momentul a fost înduioșător, puțin naiv și tragic în același timp. Pentru că la un moment dat tu le spui colindătorilor, azi sunteți colindători, poate mâine pețitori. Și toți sunt niște bătrânei acolo. Deci cum să spui tu unor bătrâni, astăzi sunteți pețitori, poate... Păi nu, da. Pețitorii, păi sunt pețitorii, cei care vin împețit, adică vin să ceară pe ea, nu vin tinerii. Nu, nu.
Ba da. No. Pețitorii vin în mod normal la colinde, vin părinții, nu? Mie, să, nu mă stați puțin. Sau mie, în schimb, mi-au plăcut foarte tare bătrânii respectivi. Așa. Chestia asta cu oi, Doamne. Oi ăsta înseamnă aoleo, Doamne, sau... Colindu se face în mers și atunci au nevoie de o susținere. Oi, Doamne, ca un oftat. Ca un oftat, da, 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 pe asta da, vreau să da, spun, da, ca da, un oftat. Da. Sigur că mi-a plăcut, n-ai cum să nu te lași în doi așa de un asemenea moment. Mulțumim, da, mulțumim. Da. Eliza Stan, vă rog. Eu zic că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem binecuvântați și că mai avem astfel de oaze de cultură tradițională. Ai ales bine cântecul de început și ți-a pus în valoare calitățile vocale. Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog. Foarte bine a sesizat Mircea. Pe număr bătrânii la fata Colinda. Vin tinerii. Chiar și pețitori? Și peți, păi că mă duc a peții, domnule, pe Colinda este pețitorii, pețitori. Nu vin bătrânii la peții, vin, mă, vin tinerii flăcăi pentru un coleg de-al lor. Bun, mai departe. De unde ești deloc? Putna. Păi, domne, tu vii cu colindători din Râșca la televizor, tu n-ai găsit colindători noi, din Putna? Nu. Nu e în regulă, păi trebuie să vii cu colindători din satul tău. Încolo așa, străduința ta de a face ceva a fost bună. Bine, te prezentăm bine. Mulțumim! Ușor păreri împărțite, ca să zic așa, și o ușoară controversă acolo, în juriu, dar vom vedea. Spune, Doamne, succes! Mulțumesc. Succes! Mulțumesc.